Sfântul Apostol Petru era originar din localitatea Betsaida din Galileea, fiind fiul lui Iona și fratele mai mare al Sfântului Apostol Andrei, cel dintâi chemat de Domnul la apostolat. Era de profesie pescar și se numea Simon, până când Mântuitorul l-a botezat Chefa sau Petru. Sfântul Apostol Petru a făcut parte din grupul restrâns de ucenici ai Domnului, care au participat la principalele evenimente din viața pământească a lui Isus. Sfântul Petru a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Antiohia și Pont, în Galiția și Capadocia, în Bitinia și apoi până la Roma. Peste tot a întemeiat biserici, a mânghiat și a întărit credința și nădejdea primilor creștini. De la el ne-au rămas și două epistole sobornicești pline de sfaturi duhovnicești. Virtutea principală a personalității lui a fost smerenia, care l-a caracterizat până la moarte când a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Marele Apostol și-a încheiat astfel strădania și viața la Roma, cetatea cezarilor, pe 29 iunie 67, când a murit ca martir în timpul persecuției dezlănțuite împotriva creștinilor de împăratul Nero. Sfântul Apostol Pavel s-a născut într-o familie de iudei bogați din Tarsul Ciliciei și s-a numit Saul, până la întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. Era un bărbat învățat, fariseu și rabin în religia evreilor, ucenic al marelui învățat Gamaliel și cunoscător al învățăturii din vremea sa. La început a fost un adept înflăcărat al legii mozaice și un dușman de moarte al creștinilor. Deși nu a făcut parte dintre cei 12 apostoli, este considerat cel mai mare propovăduitor al învățăturii lui Hristos. Sfântul Pavel a propovăduit Evanghelia lui Hristos, mai ales între neamuri, motiv pentru care a fost supranumit și apostolul neamurilor. În acest sens a întreprins 3 mari călătorii misionare în Asia, Spania, Britania și Italia, înființând comunități creștine, hirotonind episcopi, preoți și diaconi. De la el ne-au rămas 14 epistole. Tot în ziua de 29 iunie 67, din ordinul crudului împărat Nero, i s-a tăiat capul.